Fond, bună seara, Nicolae. Bună seara, Dani, ție și celor care ne urmăresc. Bine, bine ai revenit. Era să se întâmple pocinogul, să cânți degeaba 4 ore, Doamne ferește, și să-ți fure banii. Care a fost prima ta reacție când ai auzit de la Lucian că totuși au reușit să pună mâna pe o sumă importantă de bani? Mă, stai seama că era o chestie dubioasă. Nu l-am crezut pe Lucian. Nu l-ai crezut. Parcă nici acum nu l-aș prea crede. Asta voiam să te întreb, dar acum îl crezi 100% sau? Bă, nu știu. Acum, adevărul adevărat. Da. Nu o să-l știm că niciodată. Că nu prea am încotro. Dar hai să-ți mai spun ceva. Da. Când m-a sunat Lucian și mi-a spus așa, bă, uite, ăștia, cum le spui tu la ăștia care spar parolele? Hackerii. Bă, mi-au spart contul și au furat banii. Dar a rămas o parte din bani și atunci eu am spus, bă, au furat banii tăi, nu pe ei mei, bine? I-ai zis bine. Pe de altă parte, acum râdem, glumim, dar nu cred că se preta să fure 5.000. Putea să ia pe toți, să fi zis, bă, uite, ne-au luat toți banii, știi, habana. Aici era chestia cu șurub. Că da. Și eu l-am întrebat, bă, cum dracu, cine-ți lua? Ți-i lua pe toți. L-am întrebat aseară, bă, de ce nu i-au luat pe toți? Așa, hoț cu simț civic. Da. A fost vorba de timp, că s-a schimbat parola într-un transferă, timp... Nu știu da. Cum, niște monede și n-au reușit. Adevărat, că nu prea mă știu eu cu astea, dar n-am ce să fac. Trebuie să-l cred, asta e una la mână. Dacă și a doilea există încredere, n-ai ce să faci, da. Că i-au furat lui banii. El spunea că ții și tu la pagubă. Bă, eu nu prea țin la pagubă, că până la urmă, el a fost norod. Da. El a dat parola. Am înțeles. Corect. Pe genul prostia se plătește. Dar termenul... El a fost norod, că el a dat parola. L-au lucrat ăștia ca la nufăr. Sau dacă-s de la TikTok, nu știu cum, el a mușcat-o, a pus botul și asta este. Greșeala e de partea lui. Da. Important este că au fost bani și asta este, ce să faci. Ce te-ar deranja mai tare? Să fie într-adevăr greșeală, așa cum spune el, sau să fie un act voit să-i fi luat el? Bă, a greși este omenește, doar exact. Că a greși norozește, asta nu-s mai de acord. Da. Eu aveam pretenții la el, pentru că el, de altfel, printre altele, eu îl consider băiat deștept, dar vrei să te mint? Mi se putea întâmpla și mie și ție, probabil, și la oricine, da. Asta este omul din greșeli în viață. Am înțeles. Cred că este și Lucian la telefon. Nu știu dacă ne aude. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Uite, nu numai la telefon, este și video. Mă, Guță, Nicolae încă mai are îndoieli. Trebuie să faci într-un fel și să-i spulberi îndoielile astea, pentru că ar fi păcat să rămână cu impresia că l-ai furat, de adevărat. Eu zic că merită. Păi m-am furat eu pe mine. Da. Nu se pune problema de așa ceva. Lumea, stai liniștit. Am înțeles, da. Uite că ne spune mai în glumă, mai în serios, nu ține la pagubă. Paguba o să fie toată la tine. Acum, Mai faceți unul și recuperați-vă. Exact, da. Da, Nicolae, sigur a fost, că da. a fost să spun, te rog. Poți să spun? Te rog. Suntem în direct în acest moment, Dan, cu 16.000 de persoane cărora le mulțumesc și pe care îi salut cu adâncă reverență. Suntem 16.000 de persoane în direct, chiar acum pe Ama Studio TV. Îi salut. Probabil cel mai tare live pe cei din comunitatea ta. Dacă ne pune și nouă cineva o pălărie pe cap. Dacă ne pune oamenii tăi o inimioară, 16.400. O mustață din partea noastră, uite, pentru tine. Ne pregătim de show, suntem... Da. Suntem cu Toni de la Brașov, cu toată formația, chiar în acest moment. Intrați și voi să vedeți distracție, să vedeți voie bună, muzică pentru toată lumea cu Toni de la Brașov, chiar lângă mine în acest moment. Legat de ceea ce s-a întâmplat cu banii,
Ei bine, banii aceștia mi-au fost sustrași mie. Eu plătesc toată paguba fără niciun fel de problemă. Trebuia să spun că mi-a fost furată, nu? Pentru da, că asta s-a da, și da, întâmplat. Dar ieri... Nicolae Aiguță glumește și credeți-mă glumește. Că m-a înțeles perfect. Glumește, dar n-ar fi mai ok. Ieri da. Ne spuneai că paguba se ține jumate-jumate. Uite că acum Nicolae să... Ai, nu știu dacă acum glumește. Nu pot eu să-i spun. E adevărat, e adevărat. Șmecheria și prostia se plătesc. Lasă-mă că știi mea, cum... Și încă o dată Dumnezeu, Dumnezeu dă, Dumnezeu ia. Asta este. Ești, a fost și de unde se ia, vrei să te mint? A fost. Exact, a fost. Era și o grămadă. O grămadă interesantă așa. Sfergida la omul sărac, nici voi nu trag, uitați-vă la mine. Și mai știu eu două continuări, dar nu se pot spune da. Cu tu faci... că mi le spui când vin în da. Studio. Tu faci în seara asta ce ai făcut cu Nicolae atunci? Intri pe live sigur pe TikTok? Da. Tot așa, într-o competiție? Suntem mă rog, deja 17.000. 17.000. Uh-huh. Deci s-ar putea să strângi și tu ceva, o sumă frumoasă în seara asta. Poate să scoate în seara asta. Asta da, zic, măcar să acopere, paguba. Ca un pronostic așa, ca un așa pronostic, este, la ce sumă crezi că se ridică câștigul din seara asta? Da. Nu avem de unde să știm și noi nu facem treaba asta neapărat pentru bani. Noi nu facem chestia asta pentru oameni, pentru distracția lor, pentru sufletul lor. Dacă se câștigă și bani, nu suntem ipocriți, ne bucurăm foarte tare de bani ăștia. Dar, de exemplu, în live-ul cu Nicolae Guță m-am bucurat din suflet că l-am readus, nu că l-am readus eu, că sună foarte prost, că am făcut cu el momente de neuitat. Ăsta este cuvânt. Eu nu mă prea pentru foarte rar, dar am văzut că mai se întâmplă lucruri de genul ăsta și banii, dacă tot banii nu sunt principalul motiv, se donează banii către diferite cauze, având în vedere că măcar o parte sau măcar o parte din ei. V-ați gândit și voi să faceți genul ăsta de chestii? Că ar fi frumos dacă banii cu adevărat nu sunt ar cei mai frumos, ar fi frumos. Sigur că da, sigur că da. Am vorbit deja cu Nicolae Guță și mai ales că vin Sfintele Paști, cu siguranță vom face eu ceva. Asta zic, măcar momentan, niște pachete ce, pentru niște, nu vreau să mă hazardez. Niște oameni mai sigur că mai da, bătuți sigur. De soartă, da. Pentru că, așa despre cum lucrul ăsta și... am vorbit deja cu Nicolae Guță și de Paște vom face. Dar aș vrea să-l întreb pe Nicolae, tu ai făcut acest live pe contul casei de discuri a lui Lucian, AMA, zic bine, da, AMA Studio. AMA Studio. Da, frate, m-am dus pe încredere, pentru că Lucian... Nu, Doamne ferește, mi se pare corect. Nu, asta voiam să zic. Dar nu te tentează să ai și tu un cont, să faci și tu separat? Adică când ai tu chef să nu-l mai deranjezi pe Lucian, să te apuci să faci... Am eu timp. Nu știu, te întreb. Nu vezi că se câștigă bine. N-am timp în casă, aș gura ta. Probabil când mă lăsa de cântat... Atunci, probabil că o fi și acest lucru, da. Da, e posibil cât iei de la o cântare și oboseala de acolo să poți să faci aici de două ori sau de trei ori stând acasă. Știi? De ce să te mint? Că e o sumă care nu prea te întâlnești, ca, mă refer ca bacșiș, că... Da, da, da. Ăsta e cuvântul, bacșiș la cânta sau... Păi... Își pagă sună urât, aiurea își pagă. Bacșiș, sau mă rog, dedicații, banii din dedicații. Puțin probabil să-ți dea cineva 40.000, 50.000. Normal, să iei banii ăștia și fără bătaie de cap. Într-o seară 4-6.000 de dolari sau cât au fost, nu da. Poți să iei, asta e adevăr. Nu prea poți, da. Dar asta mai ales, mai confortabil. Mai ales în timpurile de astăzi, pentru că sunt foarte, foarte tulburi, foarte incerte, lumea este așa cum este. Dar uite, spre satisfacția și uimirea mea, nici eu nu mă așteptam la acest impact. Ți-am zis și aseară, da. Sau altă seară, nu știu când. Alaltă seară, da. Și mă bucur din toată inima că am readus muzica aia care o ascultau fanii mei sau cei care iubesc muzica bună, muzica de suflet. Da. Melodiile alea sensibile care m-au consacrat. Da. Melodii care sunt amestecate nu doar cu vocea, cu suflet și, bineînțeles, gândite în așa fel să intre la inima omului și mă bucur foarte mult pentru acest succes. Pur și simplu am readus din nou, văd după mesajele pe care mi le scrie lumea, după miile de mesaje, toate frumoase, nu știu dacă a fost dintr-o, cred că dacă stau să fac un contum la câte mesaje a fost, probabil la trei melodii că am scos bombă după bombă. Și toate, spre satisfacția mea, au prins și le mulțumesc celor care ascultă muzica mea.
Păi, întotdeauna ai fost un artist iubit, Nicolae. Așa. Dar spuneai mai devreme, vis-a-vis de vremuri, simți că s-au schimbat cumva, într-adevăr, lumea poate radical, că nu mai este, radical, nu mai este atât de, radical, și lumea s-a schimbat foarte mult. Acum, nu sunt eu în măsură să trasez directive sau cum să fie lumea sau... Nu, că aici la București pe cine trebuie să asculte bulă, sau... Pare că toată lumea are bani pe nordului, cu mașini noi, nu știu ce. Aici lumea a fost pe marea, da, marea masă a românilor pare că nu mai este atât de avută, dacă putem folosi termenul acesta, ca acum 10 ani sau 15 ani. Și de-aia te-am întrebat, cum stau la nivel de evenimente în casările? A mai scăzut? Dane, dragă, ce să spun? Eu mulțumesc domnului că am evenimente și aș minți. Tu ai și ești iubit acolo în zona aia a Banatului. Ai înțeles? Mulțumim la toată lumea, celor care și-au dat petrecerile pe mâna mea și, bineînțeles, sunt atâția ani sau zeci de ani care mă leagă de oameni pe care eu le-am cântat și tocmai chiar acum am venit de la eveniment direct și am grăbit ca nebunul ca să ajungem la emisiune la mulțumesc tine. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Ai înțeles? Mulțumim domnului că deocamdată să-mi dea Dumnezeu putere și așa cum am spus și la Lucian în emisiunile care le-am făcut împreună, mulțumim domnului în primul rând, mă rog să-mi dea putere, nu vreau nici mai mult și nici mai puțin, sunt foarte bine unde sunt aici. Așa. Nu neapărat mă refer ca parte financiară, că îți mulțumim pentru că cântatul a făcut din mine câtuși de cât un om. Cu mintea întreagă, nu mă consider cu mintea întreagă. Asta cine este mai e sănătos în vremurile astea, mă, Nicolae? Da. Nu mai e nimeni. Doar că mi-am acumulat o oarecare experiență. Așa e. Și pot să spun că știu să fac deosebirea dintre bine și rău. Doamne ajută. Înainte părea că le amesteci, așa, binele cu răul să amestecă. Nu le-am amestecat de... Era mai degrabă pentru spectacol, da, da. Hai, înțeles ce spun eu. Așa. Dar eu când le-am făcut frumoase mâncați aș gura ta, femei frumoase. Cineva îmi spunea mie, că bă, Guță, unde ești tu? Bani, muieri și scântei. Da, aia cu scânteile nu era bine, dar erau două albe, una neagră. Da. Dar fanii tăi, nu știu dacă au aflat, ne-ai spus alaltă ieri că mai vrei să cânti doar vreo 2-3 ani. Nu crezi că o să-ți fie dor de toată viața asta? Printre oameni, adică crezi că poți să te retragi cu adevărat? Bă, Dane, eu ți-am spus că până la urma urmei, la noi la Ardeal pe aici, sau nu știu dacă... La voi acolo, adică la voi, acum doar eu sunt de atâția ani în partea sudului. Da. La noi este vorba, ci că să nu fii niciodată sâlă pe mălai. Ai înțeles? Adică să nu fii pe ciolan, să fii cu forța. Ai înțeles? Da, da, da. E, cu forța nu sunt. Mulțumesc domnului. Păi nu o să fii niciodată, nici peste 2 ani, nici peste 3 ani. Mă simt foarte puternic. Da. Și din contră, cunoștințele mele muzicale au avansat foarte, foarte mult. Și eu dacă stau să mă gândesc, mi-am ascultat melodiile care le-am cântat eu înainte, ce crezi? Acum cânt mai frumos și mai bine. Și mai dulce. Asta e bine. Asta e bine. Poate le reînregistrezi. Și mă bucur din toată inima că tineretul care au avansat sau care au vrut să iese în relief, chiar s-au bazat pe melodiile compuse de mine și eu pe această cale mă simt mândru și mă simt onorat că... A, tu spui despre noi artiști care au intrat în lumea. Inclusiv prietenul meu, Tony, cam 3/4 din repertoriul lui se bazează pe melodiile mele, dar eu mă bucur din tot sufletul și din toată inima că eu sunt mândru că îmi cântă chiar Tony și tineretul și lumea îmi cântă melodiile pentru mine. Este o mare onoare, onoare, pentru că până la volumul 22 sau 23 sau 24, pur și simplu eu mi-am compus, atențiune, subliniez. Pentru că s-au iscat niște vorbe că, bă, că nu știu ce, că să vezi că nu e așa. Nu. Da. Până la volumul 23 sau 24, eu mi-am compus singur melodiile, adică linie melodică, text, orchestrație și returnere, ca să ne înțelegem. Da. Intram în studio pur și simplu. E o performanță, 23 de albume. Îți dai seama, eu intram în studio cu mâinile în buzunar.
Pur și simplu că mă vedeau producătorii, domnule, ce cânt sau nu? Zic, eu las că le fac eu. Hai că vedem noi, da. Da, păi cum le faci? Domnule, mă duc pe improvizație și pe intuiție. Da. Domnule, chiar așa. Și așa ai făcut 23 de albume. Vorbeai mai devreme.